Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea, voliera Columbofil Junior. Așa cum am promis, astăzi o să prezentăm acele reviste puse sub grătarele de la boxă. Și cred că se poate observa. Aici avem o femelă de Râmnicu de Saxonia, care clocește. Aici avem altă femelă care clocește. Aici avem un mascul de voltat indian, o femelă de voltat indian, un mascul de voltat indian. Așa arată puse revistele sub grătarele de boxă. Punând aceste reviste, o să ne fie mult mai ușor la curățenie. O să ridicăm acele reviste și nu o să mai fim nevoiți să râcăim boxele. Am făcut o curățenie din nou la volieră. Am răcăit podeaua, am stropit cu puțin var. Așa cum vă repetam și în videoul trecut, varul este un bun dezinfectant. Avem o pereche de rândunele de Saxonia care trebuie puse la împerecheat. E cea de-a cincea femelă în care vă spuneam și videoul trecut. O să-i cumpărăm un mascul. Masculul a sosit și trebuie să-i punem la împerecheat. Dar să revenim la aceste reviste puse sub grătarele de la boxă. Avem aici un mascul de voltat indian. Stăm pe ouă. Aici trebuie să punem o plasă pentru cuibare. Părerea mea că aceste grătare, exact cum v-am zis și în videoul trecut, sunt foarte, foarte bune. Sunt masculii, ieșiți afară. Avem și o parte din masculii și femelele din rasa voltat indian. Și acest mascul care își cheamă femela. În curând o să ouă și această pereche. Am dat cu var și în exterior. Ia uitați o altă pereche care s-a format. O pereche de voltați indieni. O să filmăm puțin să vedem dacă au de gând să se calce. Acolo a intervenit un alt mascul care o să-i despartă. Dar să mai revenim puțin la grătarele pentru fețele pentru boxe. Aici o să avem vedem rândunele de Saxonia. Și aici avem o pereche de ouă. După câte puteți observa, încălțăturile de la rândunele sunt tunse. Cred că cel mai bine aici putem observa. Am tuns încălțătura, ouăle. Sper să vă placă acest video, sper să fi fost de folos, să ajut și alții
columbofili, ușurându-le munca. Bineînțeles, nici aceste grătare nu sunt, nu costă foarte puțin. Eu am luat cu aproape un euro aceste grătare pentru boxă. Dar cel puțin mie îmi sunt foarte, foarte folositoare. O să mă ajute în curățenia, la curățenia volierei, și eu cred că sunt mult, mult mai igienice. O să revenim cu un video și din voliera rostovilor și a siberienilor. Nu cred că mai este nevoie să vă reamintesc că acum am făcut acest video în voliera voltaților indieni și a rândunelelor de Saxonia. Sper să vă placă acest material. Eu vă salut și până data viitoare vă urez toate cele bune!